Fostul colonel seriei, Daniel Dragomir a publicat recent mai multe fotografii în care consultantul politic Cosmin apare alături printre alții de Elena Udrea, Traian Băsescu, Ion Iliescu, Adrian Năstase, Victor Ponta și Darius Vulcov. De vreo câteva zile, după audierea de la Comisia seriei, tot aud un strateg prăpădit cum plânge, se lamentează, țipă și se dă de ceasul morți în fiecare seară la o televiziune la care nici familia lui nu se uită. Tot vociferează că sunt soldatul nu știu cui. Să vedem câteva poze. Cine e soldatul cui? Al Elenei Udrea, al lui Iulian Vlad, fostul șef al securității, la mormântarea căruia îl declara farcă Răuzitor, a lui Adriană Stase, a lui Ion Iliescu, a lui Victor Ponta pe care îl înjura acum o vreme, a lui Darius Vulcov pe care acum îl înjură, a lui Traian Băsescu pe care acum îl înjură, nu mai păcăliți pe nimeni, ne a păcălit destul 20 de ani, a scris Daniel Dragomir pe pagina sa de Facebook. Consultantul politic Osminguș a spus acum câteva zile că așa zisul scandal al acoperiților din presa lansat de Daniel Dragomir îl are în spate pe Liviu Dragnea care urmărește să-și consolideze controlul asupra mass media.